Toată lumea? Se bagă varul? Să sperăm. Mai sunt discuții la nivelul atât al Federației cât și al Ligii. Va exista o întâlnire săptămâna viitoare sau când va fi invitat domnul Iorgălescu la Federație. Se exclude varianta să plătiți? Nu, asta nu. Mai ales clubul Dinamo, care probabil că știți și dumneavoastră în ce situație se află, dar nu numai. De comun acord. Nu, s-a supus la vot ca aceste cluburi să dea o cotă aparte? Nu s-a supus la vot. Am fost întrebați, dar... Cel mai multe cluburi au răspuns nu? Nu. Probabil că o să se ajungă după întâlnirea care o va avea domnul Iorgulescu cu domnul Burlean. Dar e vreun club care a zis că nu vrea VAR? Nu. Toți dorim acest lucru. Toți dorim acest lucru, dar totul se învârte în jurul banilor. Pe la Dinamo ce mai e cu spaniolii? Nu mai știm nimic. Cum nu știți dumneavoastră, nici eu nu știu absolut nimic. Deci un SMS, un WhatsApp, ceva? A fost acum două săptămâni, când i-a dat un mesaj doamnei contabile șefe, că vor intra banii săptămâna următoare. Cum am intrat cei din decembrie, așa au intrat și aceștia. Aveți speranță că vor salva din nou suporterii? Vor plăti licența? Da. Este temerea mare că pe data de 18 pot câștiga acel proces spanioli și să se dea înapoi practic tot ce s-a lucrat până acum cu DDB-ul și ce ați făcut dumneavoastră? Nu cred acest lucru, ținând cont de faptul că acest proces se va judeca în România. Și cred că toată țara aceasta știe situația de fapt și nu cred acest lucru. Nu cred că vor câștiga și nu văd cum și de ce. Fiindcă de o bună perioadă de timp, chiar mare, acest club este susținut de cei din DDB și câțiva domni de bine pentru Dinamo. Atunci când au văzut oamenii că cei din DDB au reușit să strângă destui bani încât să nu vă faceți așa mari griji pentru licență, au apărut din ce în ce mai multe procese câștigate, inclusiv domnul Prunea, începe să vă faceți griji că foștii dinamoviști nu ajută acum clubul și vin și cer bani? În felul acesta, acest domn nu ajută clubul, ba din potrivă. Dar fiecare cu gândurile pe care le au. Dumneavoastră mai puteți, mai rezistați să Eu sper că până în vară așa să mai rezist. Ce se întâmplă cu Jerry Gane? Pentru că s-a discutat atât de mult, suporterii sunt împărțiți ca păreri. Jerry Gane are încrederea noastră în continuare și vom vedea ce se va întâmpla chiar și la jocul de diseară și în continuare. Meci de meci și vom vedea unde vom ajunge. Dumneavoastră, credeți că mai sunt șanse să Dinamo să mai urce acolo în clasament? Da, am această speranță, eu am încredere în băieți. Chiar dacă unii dintre ei, mă refer la achiziții, nu au dat rezultatele la care ne așteptam noi. Cât de important e meciul de diseară? Foarte important, foarte important. Cupa, principal obiectiv? Acesta a mai rămas, este un obiectiv principal, acesta rămân, repetându-mă. Știți, era o vorbă cu ceva timp în urmă. Câștigăm cupa, ne scoatem pe tot anul.